Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu o italare specială pentru voi, o italare care vă așteaptă de vreo două zile și în care vă veți alege voi setul de cărți sau mai bine zis medalioanele, da? Crucea, Fenixul sau medalionul persan, da? 1, 1, 2 și 3, da? Setul de cărți este gata pregătit, cărțile sunt gata alese. Am și meditat, am și aprins lumânări. Um, inițial aș fi vrut să fie altfel etalarea, dar după cum au venit cărțile, probabil că o să-i spun situație de Valentine's. Pentru că, evident, știți că îmi place să citesc cărțile din multe perspective, să văd dacă am timp să le citesc din toate punctele de vedere, din toate unghiurile. Oricum, sper să vă luați niște mesaje interesante. Eu mai beau un pic de cafeluță. Ia uite. Acum ce fac? Ia uite, acum e și Roma. Mi-arată și Roma, nu doar Parisul. Probabil că anul ăsta o să merg și pe la Roma. <laughs> Voi vă alegeți între timp, da? Crucea, Fenixul sau Medalionul Persan. O să pun timpul jos, acolo, în comentarii. Ca să nu mai... Să câștigați timp și începe talarea. Ok? Ok. Deci, prima etalare. Ce aveți aici? În primul rând, aveți ca și mesaj de la îngeri. Ia să vedem. E suficient? Practicați compasiune. Hai să pun și A, așa e bine. Practicați compasiune. Așa o să vedeți. Mie mi s-a părut că se leagă foarte bine cu ce cărți au venit. Și la fiecare set există o legătură foarte profundă. Depinde de voi cum vreți să o vedeți. Eu am văzut-o. Practicați compasiunea. Încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aveți numărul 15, chiar 15, 14, 15 de Valentine. Probabil ceva, într-adevăr, ceva deosebit veți simți în această perioadă. Și vă arăt imediat legătura asta profundă dintre cărți. Apoi am ales pentru, pentru fiecare persoană implicată, că de obicei într-o poveste sunt cel puțin două persoane, am ales câte o carte din spiritul animalelor și ați primit unii dintre voi, Pantera și șoricelul. Ce opuse și totuși ce interesante cărțile! Și din acest motiv spun că sfatul, practicați compasiunea, mi se pare la fix. Pe de-o parte, dacă există o persoană în preajma voastră, dacă voi sunteți reprezentați de acest șoricel, semn de pământ mai mult sau mai puțin, o să vă explic imediat. Dacă voi vă simțiți reprezentați de această energie și aveți în preajmă o persoană foarte dură, foarte puternică, Probabil că sfatul este mai mult pentru ei. Dacă voi sunteți aici, în relație cu o persoană mai sensibilă, mai firavă, evident, sfatul este pentru voi. Practicați compasiunea. Da? Dacă vă simțiți superior într-o situație, într-o relație cu cineva, nu vă puneți deasupra lor, ci arătați-vă înțelegerea și, eventual, eventual protejați-i, pentru că patera este o forță. Fantastică, dar poate fi folosită pentru a proteja, a o proteja pe cel de lângă voi, pe cea de lângă voi, da? Haideți să vorbim un pic despre șoricel. -o fi semn de pământ, -o fi al semn că aveți planete în semn de pământ, că aveți planete progresive în semn de pământ celu este similar, dar evident n-are totuși nicio legătură, dar seamănă ea treia carte din semnul alchimic al pământului. Am putea spune că e 3 de monede, dar n-are treabă cu 3 de monede, că altfel sunt cărțile aici. În carte se vorbește despre Șoricel ca fiind o persoană evident foarte obsedată de detalii, genul de persoană care atunci când vorbește cu tine îți ia scamele de pe hăinuță pentru că vede detalii și devine uneori prea... se îndepărtează de imaginea generală. De obicei șoricelul este o persoană foarte temătoare pentru ziua de mâine, ce are de pus pe masă pentru familie, pentru cei dragi sau atât de îngrijorat de cum îi va merge, eu știu, jobul, cum va fi situația acasă, încât nu-și mai vede poziția în, în peisajul general. Nu are viziunea unei misiuni mai înalte decât cea de zi cu zi. Ei, acum cine o fi, voi știți că sunteți voi, că e altă persoană, este pantera în relație cu șoricelul. Două forțe opuse care într-o situație probabil că se atrag. Este o relație de dragoste, este o relație de serviciu, de a situații. Este o relație în familia voastră, dar se atrag. Fumos ar fi că această panteră care am spus este o forță teribilă. Uneori poate deveni foarte dușmănoasă, dar partea bună a panterei este că își apără persoanele dragi, într-un mod teribil. Nimeni nu îndrăznește să se apropie da? de puii săi, de familia sa, de jobul sau de proiectul său, de tot ce are în preajmă. Da? Am zis că e o altă persoană, că sunteți voi, variază de la persoană la persoană. Este un semn de foc, dar undeva dus în extrem și într-o. am zis mai devreme, într-o variantă negativă. Prin compasiune, prin această practică a compasiunii și a înțelegerii, interesant cum este, cum a apărut șoricelul și aici. de am spus că se leagă. Șoricelul este chiar aici. Undeva pe umărul persoanei. Persoana aș spune că persoana este o persoană foarte hotărâtă, decisă să-și pună în practică orice și-a stabilit. Și acest șoricel este în preajmă, temător pentru ziua de mâine, cum am zis. Posibil împreună să faceți o echipă nemaipomenită. Dacă reușiți să echilibrați cele două forțe, pământ și foc, o forță, o energie foarte precaută și foarte concentrată pe detalii, pe când pantera este concentrată pe imagine generală, pe o viziune mult mai largă, anticipează viitorul. Și nu doar, este în stare să lupte, ceea ce șoricelul nu poate să facă, să lupte un cinci de foc, un cinci de băte, să lupte pentru ce și-a propus. Să lupte cu concurența, cu dușmanii, eventual cu oricine ar încerca să atace acest subaltern, prieten, ce ar putea să fie. Haideți să mai vă dau câteva detalii. Am cerut detalii despre Pantera. Pantera este clar că trebuie să vindece. A primit vindecare, da? Și turning in. Are nevoie de meditație. Meditație ca să-și echilibreze și vindecare să-și echilibreze aceste forțe întunecoase. Am zis că sunt foarte interesante conexiile dintre cărți. Ea în sine este o forță, dar dacă merge către negativ, poate să se distrugă pe ea însăși. Și pe cei apropiați. Dacă se echilibrează, poate să fie un bun apărător pentru cei mai mici, cei mai slabi. Deci să nu se pună undeva pe un piedestal, să nu-și urmeze ego-ul. Instinctele, intuiția e cu totul altceva, dar nu ego -ul. Este un galben verde în ochi să, este un galben acru, este un galben metalic. Este foarte mentală chiar dacă e de foc. Și am zis, posibil că trebuie, am zis că trebuie să se vindece, posibil că această atitudine să o fi căpătat de mult timp, pentru că a avut de-a face, probabil, în copilărie, cu niște situații neplăcute, da? -a, -a, trebuit să învețe să se apere de aceste forțe întunecoase. Forțe întunecoase pot să, pot să reprezinte și frici. Ei și singura modalitate de a lucra cu aceste forțe, probabil, a fost să devină ea însăși o forță, mai mult sau mai puțin pozitivă. Sfatul este, sau ceea ce ar trebui să facă această panteră, cine ar putea fi, este să se vindece, să mediteze, să se echilibreze și, în primul rând, ia uitați, apă, să se echilibreze emoțional, că e plină de foc, are un mental destul de negativ. Și posibil, chiar dacă acești șoricel i-ar fi de ajutor, ar iubi-o într-un fel sau altul, posibil să-l îndepărteze sau să-l terorizeze. Există și varianta unei terori, dar nu vorbim în această situație, pentru că avem totuși compasiune. Dar am spus că poate la un moment dat în trecut a existat și această situație a unei terori emoționale în relație cu Pantera. Dar Pantera trebuie, în mod special, să practice compasiunea. Și voi doi împreună ați putea să vă echilibrați foarte bine și să aveți o relație um, armonioasă, după cum se vede și în imagine. Deci sfatul este ca pantera, oricine ar fi, să se vindece și în primul rând ia uite, e același verde, da? galben, verde, acum îl văd altfel, într-o altă îi postează, în primul rând chakra inimii. Egoul e galben, da, și verde este inima. O relație între ego și inimă trebuie echilibrată și vindecate. Posibil și sexualitatea este afectată într-o formă sau alta și aici ar fi multe de spus, dar cam asta ar fi sfatul pentru panteră oricine ar fi ea. Pentru șoricel, că sunteți voi chiar cineva, sfatul este, fiți atenți cum, ce frumos se potrivesc cărțile. Am zis că șoricelul se este, este, concentrat pe detalii, între atâta încât nu mai, vă, nu mai vede ansamblu. Șoricelul a primit într-un fel lumea. Această carte similară cu lumea. Și ce înseamnă? Puneți ultimul detaliu și începeți să vedeți ce ați construit. În ultima vreme, în ultimii ani, cât timp ați fost în această vibrație a șoricelului. Da, probabil că ați pregătiți baza pentru o mare creștere financiară, pentru că aveți aici uite, abundență, este similar cu regele de monede, iar semn de pământ. Puteți să, să ieșiți din această frică a zilei de mâine, dacă... Încheiați acest capitol, că asta înseamnă lumea. Dacă încheiați acest capitol, vedeți cum ați construit. Da, este o construcție frumoasă, dar după cum vedeți, se văd prea multe linii, prea multe lipituri. Încercați să fiți mai unitari în ceea ce realizați. Uitați ce diferență este într-un posibil, posibil viitor pe care îl puteți avea, dar, eventual, inspirându-vă din această panteră, da? eliberându-vă de grija zilei de mâine și concentrându-vă pe, pe o țintă și luptăm pentru ea cu ambiție, da? Cum face Pantera. Dacă relația aceasta v-a adus niște situații neplăcute, este cazul să o încheiați, pentru că aveți șansă, v-am zis, să ajungeți la un rege de monede, la abundență, la culoare, la voie bună, la stabilitate financiară, posibil, posibil, într-o altă formulă, ca să nu zic altfel, într-o altă formulă. Dar mai presus de toate, acesta mi se pare un sfat foarte interesant, practicați compasiunea. În continuare, ce cărți ați mai primit? Voi. Pentru, ați primit aceste trei cărți. Și iar mi se pare că se leagă. Pentru uh, această perioadă a lui februarie, pe care toți o sărbăm cu, cu voie bună, cel puțin așa ar trebui. Ați primit 8 de cupe, temperanța și 10 de cupe. Și am spus că se leagă cărțile? Foarte bine. Practicați compasiunea. Am vorbit de echilibru mai devreme. Compasiune. Compasiune avem și la temperanță. Am vorbit de echilibru emoțional mai devreme. Da? Când am vorbit de vindecare, echilibru emoțional și la voi de. tot așa, încheiați un capitol în care v-ați concentrat prea mult pe detalii și vedeți ce ați realizat și ce puteți să realizați, dar schimbându-vă euh, tactica. Lăsați în urmă ce nu v-a mulțumit. Poate grija pentru detalii, poate oameni care nu v-au oferit emoțional că sunteți voi, că sunt ei. Lăsați în urmă. Șoricei, pantere, ce ați fi, un stil care vă îndepărtează de esența voastră. Și mergeți către nouă, iau, și nu ajungeți doar la nou, ajungeți la zece, Vă găsiți perechea. Ori vă echilibrați voi doi, ori vă echilibrați în relație cu altcineva, dar nu merge până, acum, până acolo. Important este că vă găsiți, trebuie să vă găsiți cel puțin această perioadă, echilibru între voi doi, între emoțiile unuia și celuilalt dar și în sinea voastră, că altfel nu puteți deci celul singur n-are cum să reziste lângă panteră dacă nu preia un pic din energia sa și pantera, cum am zis mai dacă nu practică un pic de compasiune s-ar putea să-l distrugă, să-l terorizeze pe șoricel. Și atunci echilibrați-vă voi în sinea voastră ca să puteți echilibra această relație și dacă în trecut n-a mers bine, aveți șanse în viitor să manifestați aceste 10 de cupe fericire maximă fericire maximă. Dar trebuie să vă vindecați. Este o carte care vorbește despre spiritualitate. Am văzut mai devreme, Turning In, da? Patru de cupe, similar, contemplare. Și să încheiați acest Această etapă e un capitol lung. Joricelul cred că a stat mult în această teamă. Am vorbit 15 minute. Haideți să, să mă opresc. A, să nu uit să vă arăt. La sfârșit, la capătul setului de cărți, ce aveți, dragii mei? Iar o, o, legătură foarte puternică între cărți, aveți steaua. Steaua înseamnă împlinirea tuturor dorințelor. Dar e similar cu 9 de cupe. Am zis, mergeți de la 8 către 9. Și apoi încet, încet ajungeți la 10, pentru că la 10 nu se ajunge decât în relație cu cineva. Nou este împlinirea tuturor dorințelor în relație cu voi, un soi de autosuficiență, automulțumire, dar în sens bun. Și în momentul în care amândoi ajungeți acolo, puteți să manifestați acest 10 de cupe. Și aveți steaua. Aveți steaua și aveți vindecare, iar steaua vorbește despre vindecare, despre echilibru emoțional, da? Cine are prea mult să dea și celuilalt, cine are prea puțin să se lase umplut de celălalt, să fie un pic mai deschis acesta ar fi mesajul pentru prima primul set de cărți, pentru crucea malteză. Și vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, trec la următoarea. Pa! Ok, numărul 2, ați ales Fenixul. Cei care ați, ați ales Fenixul, haideți să vă spun ce ați primit și să vedeți și voi legătura asta foarte puternică dintre cărți, diferite seturi de cărți. Ați primit Primiți cu dragoste și apreciere. E o carte foarte frumoasă. Poate primiți cerceluși, ceva elemente decorative cu elementul acesta al fulgului sau steaua cu șase colțuri. Poate e ca o bijuterie. Poate primiți o bijuterie, poate primiți flori. Sau, am zis cerceluși, da? Sau poate primiți niște chestiuni decorative cu pene. Așa, pene, pene de pământ. Dar nu aici vreau să mă opresc. Vreau să vă arăt ce cărți ați primit și să faceți legătura. Am ales pentru fiecare persoană, am zis că într-o poveste trebuie să existe cel puțin două persoane implicate. Și am ales câte o carte din spiritul animalelor pentru fiecare persoană implicată. Și o să vedeți ce interesant. Ce interesant se leagă cărțile. Ați primit ursul, semnul alchimic al pământului și, dragii mei, licoriciul. Asemănătoare, dar atât de opuse. Semnul alchimic al aerului, da? Invers, ar fi aproape pământul. da? Dar nu e. Ce frumos în aceste cărți este această pată de lumină, de culoare, da? Și unul și celălalt aveți ceva de oferit. Acum, că sunteți voi licoriciu, nu e obligatoriu să fiți semn de aer. Este posibil să fiți semn de aer sau să manifestați planete în semn de aer, dacă aveți. Că sunteți semn de pământ, repet, nu e obligatoriu. Voi știți cum vă simțiți în această perioadă. Dar, ursul e similar cu asul de monede. Însă, e un pic altfel decât în tarotul clasic. Ursul e o forță, o forță htonică, este o forță a pădurii. Chiar a... Chiar a întunericului, pentru că în pădure nu este chiar ușor de, de trăit și, și, el este printre regii pădurii. Da, el, lupul și alte câteva animale. Este o forță de temut, dar se pare că Trebuie să iasă dintr-o hibernare. Și acum, de Valentine's la început de primăvară, ursul, cine nu fie acest urs, poate, pentru unii dintre voi, să fie o oarecare diferență și fizică, dar persoana aceasta să fie mai înaltă sau mai importantă, e totuși un as, e totuși un urs, da? este un luptător, este un prădător este o forță care, sau este o persoană care are această forță să-și urmeze idealul, să conducă, să-și conducă teritoriul. Dar am spus, trebuie să iasă din hibernare. Posibil nu și-a arătat emoțiile, intențiile sau cum vă apreciază în cazul în care voi sunteți aici, licuriciul. Și în această perioadă vine cu această ofertă, cu asul de monede, da? Începe să arate. Se topește gheața. Dacă a fost într-o gheață emoțională, acest urs începe să arate ce simte. Sau, dacă nu-i vorba de simțit, e vorba de cum vă apreciază că avem, avem monede. Avem pământ, vreau să zic. Avem pământ. Asta în cazul în care nu sunteți voi. În cazul în care sunteți voi, veți, veți simți nevoia să vă exprimați. În continuare, licuriciul este o forță aeriană foarte... E chiar o forță. Deși este mic, are această putere de a radia, de a, nu, de a, radia, de a străluci în întuneric. Cât este de întunecoasă noaptea, cât este de profund acel întuneric, măi, drăcălășenia asta mică și simpatică, are puterea să aducă lumină și nu doar. E o lumină voioasă. E un, e un sclipici continuu. Ba chiar semnalizează anumite lucruri. Semnalizează niște poziții. Posibil, dacă sunteți voi, aveți nevoia sau simțiți nevoia să comunicați în momentul în care comunicați, începeți să radiați. Voi e bună să transmiteți lumină celor din jur. În cazul în care vine cineva să vă fac o ofertă, rămâne de văzut dacă o primiți. Dacă ursul vine să vă facă o ofertă, o să vă arăt mai încolo de ce zic așa, primiți, eu știu, oferta cu apreciere, cu dragoste, unii dintre voi, numai dacă considerați că vă ajută în această misiune, în acest drum. Pentru că simt că unii dintre voi deja radiați străluciți fără ajutorul acestui urs. Trecând peste personaje, este posibil ca voi să primiți o ofertă profesională din partea cuiva și această ofertă să vă ajute să radiați în, în, în societate, la nivel profesional, altfel decât ați făcut-o până acum. Ca să clarificăm cărțile, ursul a fost clarificat de Breakthrough care este similar cu justiția. Aici arată oarecum cu turnul, dar nu, nu este. Turnul este justiție și în continuare are existență. Iar similar cu magicianul. Trebuie să intre, dar să iasă din această perioadă, dar să spargă gheața, să iargă, iasă din perioada de hibernare, de blocaj emoțional, de blocaj financiar, de blocaj în felul în care se exprimă eventual cu voi sau în relație cu voi. Și să facă această ofertă, eventual, sau să-și facă oferta lui însuși. Adică să intre în existență, să înceapă o nouă etapă. Și să-și să urmeze. Cometa asta o, o văd de ca și când ar fi acest licurici. Poate, dacă sunteți voi ursul, să aveți pe cineva care vă inspiră, pentru că licuriciu inspiră. Poate aveți inspirație într-un proiect, urmați această inspirație și începeți o nouă etapă, intrați în existență, da? într-o altă formă, mult mai delicată și mult mai conectată la, la univers. Pentru că stând în, acestă, în această gheață, în această hibernare, probabil că unii dintre voi sau dintre ei ați uitat, au uitat, de fapt, cine sunt esența lor și au uitat ca un soare înăuntru care trebuie să, să, să radieze. Licuriciu a primit Going with the Flow și sharing. E similar cu regina de Băte și cu cu ce aș putea să zic că ar fi similar cu spânzuratul. Mm. Urmați-vă cursul vieții. Nu vă cramponați foarte mult niște ce ar putea să vină din partea acestui urs, dacă sunteți voi. Mm. Dacă este ceva ce vă deranjează, eliberați-vă, da? Eliberați-vă. Și începeți să radiați pentru că, iau uite ce frumos se leagă cărțile. Aveți o lumină deosebită. De la licuriș puteți să săriți foarte bine la regina de, de băte, să deveniți o persoană foarte importantă. Importantă în viețile unora dintre cei care sunt în jurul vostru. Puteți să învățați lucruri foarte creative, să învățați bucuria de a dărui. Dacă n-ați putut să dăruiți în relație cu acest urs și el trebuie să, el, ea trebuie să, să, să iasă din acest bucaj, că iese, că nu iese, vom trăi și vom vedea. Nu vreau să fac scenarii. Există un potențial. Puteți să mergeți mai departe și cu această persoană, da? Că aveți 1. Ei au 1. Se intre în existență, într-o nouă existență, într-o nouă relație cu voi și dacă voi simțiți că vreți să-i primiți, primiți. Dacă nu, nu e nicio problemă. Going with the flow. Mergeți. Plutiți un pic. Zburați. Zburați. Și veți vedea că aveți multe de oferit. Nu doar ursului, ci multor, multor persoane. Și v-am zis, vă veți transforma dintr-un mic licurici într-o stea. Într-o stea. Pentru că regina de, de băte este o persoană, după cum vedeți, foarte frumoasă, pasională, radiantă. Oricum, primiți cu apreciere, cu dragoste, dar în sensul că dacă cineva vă face o ofertă, da, mulțumesc că o să mă gândesc, dați-vă timp de gândire și numai dacă simțiți că rezonați cu această ofertă, mergeți mai departe. Altfel, primiți gestul. Aici vreau să ajung. Primiți gestul frumos. Nu trebuie să aruncați oferta la gunoi. Sper că mă înțelegeți. În continuare, ce ați mai primit? Aici cărțile sunt foarte asemănătoare cu numărul 1, poate are legătură cu numărul 1, pentru că sunt cel puțin două cărți care seamănă, da? Temperanța și 8 de cupe. Temperanța, 8 de cupe și 9 de bătă. de am spus, e posibil ca unul dintre voi, totuși, totuși, să se mai gândească la această ofertă. Povestiți-mi după ce întâlniți acest as de monede, după ce le experimentați, să vedeți ce ați simțit. Temperanța, iar este nevoia de a vă echilibra, de a echilibra emoțiile cu pasiunea și, mai presus de toate, de a vă vindeca. Am senzația că este posibil ca acest urs trebuie să se vindece după o perioadă de blocaj. Aveți în această poveste și un nouă de băte și un 8 de cupe. O persoană care se eliberează emoțional și o persoană care luptă cu ultimile puteri pentru a-și menține poziția, pentru a-și exprima pasiunea și eventual a manifesta un nou început. Am senzația că temperanța este pentru acest urs. Trebuie să-și dea timp după această perioadă de hibernare, să-și dea timp să se echilibreze emoțional, să se conecteze la spiritualitate, poate în relație cu acest licurici, că sunteți voi chiar altcineva, dar licurici este inspirație ca să poată să intre într-o nouă existență, într-o nouă etapă, într-o nouă dimensiune a vieții sale. Și această, acest echilibru îl face, îl faceți, da, eliberându-vă de ce nu v-a de emoțiile negative, de persoanele care nu v-au împlinit emoțional, că poate sunt persoane, sunt joburi, sunt proiecte care nu v-au încântat. Mergeți către ce vă încântă, către ce vă... vă face pasional, iar semn de foc, da? Și chiar dacă ați fost răniți, veți avea puterea să mergeți către victorie, să stați în picioare. Licurici, ce fii, Repet, dacă cumva am senzația că unii s-ar putea să refuzați, dar nu toată lumea, s-ar putea să refuzați oferta, să, să spuneți, da, mulțumesc pentru această ofertă, însă eu nu am nevoie de bani sau oferta este prea pământeană, eu am o altă misiune. Asta e un mesaj foarte mic. Vă rog să faceți abstracție, doar cei care rezonează să luați în considerare. Frumos este dacă simțiți, repet, dacă simțiți că vă priește această ofertă, evident, să o luați cu apreciere și cu dragoste. Dar, pentru unii care deja conștientizați misiunea voastră în viață, pentru că e o chestie foarte frumoasă, da? străluciți, deja străluciți, s-ar putea această ofertă să vină un pic cam prea târziu sau să fie prea pământeană pentru voi. Da, tu mi-oferi soarele, dar eu am deja soarele în mine. Și aici este lecția ursului, da? Lecția ursului. Care o fi acela? să se echilibreze emoțional. Eventual, să nu mai caute în afara lui soarele căldura și să o găsească în sinea sa. La capătul setului de cărți aveți trei de cupe. Aveți bucurie, puteți într-adevăr împreună să vă bucurați foarte mult, să creșteți, da? să aveți iar asul de monede, să începeți un proiect, e al doilea as, dar și ursul reprezintă tot asul de monede, da? Puteți foarte bine împreună, dar v-am zis, variază de la personaj la personaj. Să creșteți foarte bine. Să mergeți către un angajament de lungă durată, poate să fie un contract de orice ar fi el, sau pur și simplu angajament spiritual, o legătură spirituală care să vă crească. Deci această întâlnire vă aduce foarte multă bucurie unora dintre voi, dar chiar și așa, posibil ca unii să vă fi descoperit lumina în voi și atunci creșterea să vină în relație cu licuriciu, nu cu oferta pe care o primiți. Sper că m-ați înțeles. Cam aceasta este letalarea pentru numărul 2, pentru Phoenix. Vă puf, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, trec la următoarea etalare. Bună ziua, dragii mei! Am revenit cu o etalare pentru numărul 3. Pentru cei care ați ales medalionul Persan. Interesante cărțile. Seria aceasta de etalare așteaptă de vreo două zile să o pun pe internet. Ați primit ca și mesaj de la îngeri. Să vedeți ce interesante sunt toate. Îmbrățișați-vă emoțiile. Dați voie ca sentimentele voastre să iasă la suprafață și să fie acceptate. În primul rând să fie acceptate de voi, pentru că unii dintre voi nu acceptați că aveți emoții, că aveți sentimente față de cineva eventual sau persoana respectivă. Dar e o chestiune de comunicare emoțională. Aveți numărul 18, poate asta vă spune ceva. 18. Este superb acest inorog. În momentul în care vă lăsați, vă îmbrățișați aceste emoții, puteți să zburați. Puteți să aveți un parteneriat foarte frumos între copilul vostru interior și sinele vostru superior. Puteți să aveți o o viziune de viitor excepțională și să, să aveți curajul să, să zburați până la, până la nori, așa simt să zic, așa simt să zic, până la nori. Adică undeva în alte dimensiuni. Am ales, am zis că în fiecare poveste trebuie să fie măcar două personaje și am ales din spiritul animalelor, nu am ales. Au venit ele, ele au urât să iasă. Două cărți. Una este ul cosmic și cealaltă este crocodilul. Mai este simbolizată de semnul chimical al eterului, cealaltă de semnul chimical al apei. Interesante opozițiile. Cam și la celelalte cărți, la celelalte poziții, au fost foarte opuse cărțile. Două persoane opuse. Una care stă în frică. Nu este asul clasic de cupe aici. Este un prădător, să nu uităm, că este un prădător emoțional, pentru că e acvatic, e de apă, da? Este un reptilian, un personaj care gândește la nivel instinctual, mental și își ascunde emoțiile și nu doar că și le ascunde, le ascunde de el, de ea însăși. Mulțumesc! Eventual, acest personaj stă, are obiceiul, a prins obiceiul și bine ar fi să și-l schimbe, da, dar ei se și spune, bănuiesc că despre acest personaj este vorba, să-și îmbrățișeze emoțiile. S-a obișnuit să stea în niște emoții negative, eventual, are regretelor, eu știu a supărării, a faptului că nu poate fi iubit, iubită, nu este apreciat, apreciată, că nu-i frumos, frumoasă sau eu știu ce alte chestiuni, da? Sau nu a primit dragoste la un moment dat de la părinți, de la mamă, de la cine o mai fi fost și a rămas cu frica asta, că nu o va primi de la nimeni. Dar nu-i bine, evident, și atunci degeaba a venit crocodilul. Dați-vă într-adevăr timp, așteptați, dar nu prea mult. Nu prea mult. Așteptați cât este necesar, pentru că asta înseamnă crocodilul. Nevoia de a observa. Dar nu este suficient să observi. Trebuie să-și înveți. Pentru că, da, crocodilul observă, observă acest ou cosmic, acest personaj. Dar, sincer, cred că trebuie să-și învețe de la acest personaj, pentru că e o mare diferență. Se vede. Acest personaj este în lumină. Crocodilul este încă în întuneric, într-un întuneric emoțional și de-aia am zis, împreună e un copil, e un ou, dar împreună puteți crește, puteți zbura. Dar, evident, că nu în aceste condiții. Și dacă acum așteptați, analizați, observați, inspirați-vă, pentru că asta este ultima carte din seria Spiritul Animalelor și. Una dintre cele mai frumoase. Este reprezentata cea crei a șaptea, a sahastrarei. Personajul acesta a lucrat la creșterea sa spirituală. Nu degeaba este reprezentat de eter, de spirit. Cine ar putea fi acest personaj? Și, și a lucrat acest univers, acest ou plin de culoare, toate culorile, toate ceacrele sunt echilibrate într-un fel sau altul sau sunt lucrate, ca altfel n-avea cum să ajungă la această ultimă ceacră. Este într-adevăr într-un proces de transformare, dar o, o transformare care va va crea un alt eu, o altă dimensiune. Știu că sunt ciudat cum spun, dar așa simt să spun. Este un personaj care radiază lumină și își protejează lucrarea spirituală, își protejează acest ou. Poate unii dintre voi, oricine ați fi, în ce poziție ați fi, dacă aveți de-a face cu un crocodil, crocodilul un pic să fie invidios pe această creștere spirituală. Nu cumva să subestimați acest personaj pentru că este protejat de un șarpe și șarpele poate fi teribil. Poate fi teribil. Din acest motiv, se zice să îmbrățișați emoțiile. Lucrați la nivel emoțional, pentru că invidia vine tot dintr-o emoție negativă, da? Ați, au fost clarificate așa cărțile. Iar este o situație în care puteți să mergeți mai departe, dacă vreți. Aș vrea să vorbesc un pic. Să încep de fapt cu crocodilul, că de fapt așa am și început. Și v-am zis, se leagă cărțile foarte bine. A fost clarificat de Conditions sau Conditioning. Este similar cu Diavolul. Personajul acesta de apă sau cu planete în semn de apă este foarte concentrat pe partea. Pragmatica vieții are, în -ă, pe lângă acest conditioning, are și ripness, Este similar cu nouă de monede: monede, capricorn, mai mult sau mai puțin, asta, așa să vă dau niște semnale, dar nu e obligatoriu. Este foarte concentrat pe independența sa financiară și am senzația că în această luptă pentru a obține, a obține independența financiară și a anihilat și a ascuns emoțiile. Și din acest motiv emoțiile au devenit negative. Numai într-o apă clară este în mol, că știi foarte bine că și crocodilul poate să stea în mol. E o apă îm, impură. E o apă nepurificată, nelucrată. Nelucrată. Și de ce? Pentru că a încercat să pară ceea ce nu este. Este un prădător. Avem două imagini care a încercat să pară mai blând, mai frumos, eventual, până și-a obținut, eu știu, ce a avut de obținut. Lupul își schimbă plana, dar năravul ba. Domnilor și doamnelor, dacă sunteți voi, Asta e îmbrățișați-vă emoțiile. În primul rând, cele negative, lucrați cu ele, le conștientizați că voi este teamă să vă vadă lumea așa cum sunteți. Da, poate unii sunteți, sau unii sunt ei, poate sunt ei mai toxici, poate nu sunteți voi, poate sunt ei. Da. Dar pe de altă parte aveți și o forță. Și această forță poate fi folosită Spre binele vostru și al turmei. Adică nu trebuie să vă confundați cu turma, puteți să o conduceți. Am senzația că posibil în această relație, să nu vorbim doar de turmă, în această relație ați încercat sau au încercat ei să pară mai buni. Acum, vedeți, vă rog, fiți sinceri cu voi, eu doar vă citesc cărțile. Cineva a încerca să pară mai bun, să pară inocent, să pară alb, să pară spiritual, că mielul este un semn spiritual al sacrificiului, da? Și de fapt în spate să ascundă altceva. Eventual a încercat personajul acesta să pară victimă și de fapt a fost prădător concentrat doar pe satisfacția sa materială. Am zis instinctuală, am zis mai devreme. Cine nu fi asta? Nu știu. Dacă aveți o relație, că sunteți voi, că sunt ei, v-am zis, variază. Eu schimb formularea de la 5 minute la 5 minute, da. Dacă sunteți voi aici, nu vă judecă nimeni că vă purtați așa. Probabil că ați învățat oamenii cu care ați relaționat, situațiile prin care ați trecut, v-au învățat să fiți așa. Dar schimbați-vă obiceiul. Pentru că, totuși, avem un as și vi se să vă îmbrățișați emoțiile și să le arătați. Arătați cine sunteți. Arătați că sunteți puternici. Dar arătați partea frumoasă a leului. Da? Nu cea de prădător, cea de rege, de conducător, de protector. Sunt multe mesaje și negative și pozitive. Depinde de voi. Depinde de voi. V-am zis că sunteți voi că cineva variază. Nu trebuie să judecăm acum. Eu nu fac decât să citesc cărțile. Voi știți cu ce carte relaționați. Acest personaj este foarte fain, sincer. Dar nu-l subestimați sau nu o subestimați pentru că este un împărat sau este o împărăteasă, dar reprezintă o forță masculină. Este un rebel. Dacă cumva considerați că observând sau jucând teatru sau ei au considerat că jucând teatru, încercând să pară mai blânzi, nu ar să fie prinși cu minciuna, au greșit sau ați greșit sau au greșit. Pentru că să nu uităm, chakra a șaptea este conectată la sursă și poate să vadă dincolo de toate layerele, de toate uh, imaginile, măștile pe care unii sau alții și le pun. Probabil că intuiția persoanei le-a le spus ceva. Nu degeaba se apără. Nu degeaba, degeaba așa apără lucrarea spirituală. Sunt pregătit să lase. Este similar cu 8 de cupe. Sunt pregătit să lase totul în urmă. Eventual să lase crocodilul pentru că știe că de fapt este un prădător, nu este o persoană blândă și finuță cum ar fi sperat cum a încercat să pară acest crocodil, da. Șarpele, oul, oul cosmic, este pregătit să lase. Să lase în urmă o, o lume pentru că este gata să, să rupă lanțurile. Este un rebel și iau te ce frumos. Am zis că se leagă. Aici este un șarpe. Da, vedeți? E ca un șarpe. Da? Și aici este un alt șarpe. Da? Deci este pregătit să spargă, să rupă lanțurile și eventual să, să renască. E o stare de, de renaștere, de revoltă. Mare grijă cum cum relaționați? Pentru că v-am zis, nu subestimați oul cosmic. Poate l-ați considerat mic și nesemnificativ sau ați fost considerați așa, să schimb și formularea, dar evident că nu este așa cum au crezut unii sau alții. Și ideea este să vă împrățișați emoțiile pentru că împreună puteți să vă echilibrați sau oricine ați fi dacă sunteți soul cosmic, îmbrățișați-vă emoțiile și rupeți lanțurile și zburați într-o altă dimensiune. Dacă sunteți crocodilu, lăsați măștile și transformați-vă emoțional, pentru că ei sunt frici, da? E diavolul, ego. Transformați-vă emoțional și ieșiți din această grijă pentru materialitate, zburați. Încercați să aveți o altă viziune. Mesajul se potrivește pentru ambele cărți în ambele condiții, și în cazul în care rămâneți împreună și în cazul în care mergeți separat, pe drumuri separate. Ați primit în continuare 8 de pietre, 6 de pietre și uh, Regina de manuscrise. Similar cu Regina de spade. O energie mentală și iar energii practice. Dar eu văd în această carte, și vedeți și voi, deși e 8 de monede, am zis persoana, am senzația că această persoană a lucrat către creșterea sa spirituală. Este Stonehenge, mami. Este Stonehenge. Și nu a lucrat doar viața asta, am senzația că a lucrat vieți la rând pentru o creștere spirituală. Și n-aveți, dacă sunteți voi, n-aveți cum să relaționați cu aceast, acest personaj în această energie negativă. Trebuie să ieșiți, să vă arătați cine sunteți, da? Poate nu sunteți uh, foarte frumoși, da, ca și prădători, dar uh, accept, acceptându-vă adevărata natură sau acceptându-le adevărata natură, puteți să lucrați. Pentru că asta înseamnă 8 de monede. Lucru. Lucru, lucru spiritual. Am zis, am senzația că reprezintă această carte. Dar, pe de altă parte, poate să reprezinte și un potențial: că puteți lucra relația împreună. Acum, în cât timp, rămâne de văzut. Și colaborare sugerează și șase de monede. Da? Șase de monede, o carte foarte frumoasă. Asta e puful care aromează, aromează, care asigură o aromă în cameră. Puteți lucra această relație foarte frumos, fiecare să vină cu experiența sa de viață. Poate unul este mai spiritual, celălalt este mai practic. Dar puteți lucra și puteți crește. Da? Puteți crește. Nu știu de ce am senzația acum că aveți și o, un potențial, o relație pasională sau un potențial pentru o relație pasională. Vă și printre alte simboluri și un simbol falic. Puteți să împletiți experiențele fiecăruia și să creați ceva frumos împreună, dar pentru asta trebuie să vă îmbrățișați emoțiile și iar e o chestie de lucru iar e o chestie de transformare și mentală și mentală mai ales a crocodilului și a diavolului și a acestui personaj nou de, de monede da? care e concentrat foarte mult pe latura sa uh, materială mentală, emoțional, să zic, negativă. Schimbați-vă cine o fi acest personaj felul în care gândiți, pentru că este vorba de spade de gândire, da? Seseți un alt fel de mental. Este un flutor, este o transformare mentală. Avem, aveți purpuriu, purpuriu, dar simbolizează ultima ceacră, da? Această șaptea, a șaptea ceacră, Sahasrara. Ultima ceacră. Am zis, aveți potențial să creșteți împreună sau, dacă nu, um, unul va rămâne într-o zonă mentală, dar, evident, posibil se va inspira și pe viitor, cine știe, poate vă veți reîntâlni și veți crește împreună. Asta pentru că regina este cu spatele la acest potențial. Și poate că este cu spatele, tocmai pentru că trebuie să mai aștepte, că asta înseamnă așteptare, să se transforme, să iasă din, acest, din, această condiționare un alt mesaj pentru unii dintre voi și să devină independenți. Am senzația că acest crocodil, acest diavol a fost în niște relații pentru bani, pentru situații, pentru poziții sociale, politice, profesionale, a stat în situații care n-a -a fost reprezentat așa cum ar fi trebuit să se reprezinte și trebuie să iasă nouă de monede, înseamnă și independență. Acest personaj trebuie să fie independent financiar, în primul rând, și să, să fie singur în relație cu alții. Sper că prindeți ideea și trebuie, pentru asta trebuie să-și să schimbe mentalul. Să lucreze un pic cu, cu cu el, cu ea însăși. Este un fluture. Și cu psihicul său, nu doar mentalul, și psihicul său. Pentru că uf, Sufletul, asta înseamnă Sufletul. Este o lucrare pe care acest personaj trebuie să o mai facă. V-am zis, dacă își îmbrățișează emoțiile, dacă arată cine este există potențial de creștere împreună. Dacă nu, oul cosmic își vede de lucru său, da? rupe lanțurile, pentru că nu va sta în aceste condiții, pentru că este o persoană evoluată, oricine ar fi. Și va lăsa în spate tot ce a fost, va ieși din apele nămoloase în care umblă crocodilul și va, ia avem aici un vultur, da? Avem un vultur și un foc interior și se va elibera. La capătul setului de cărți ce aveți? Faetonul, faetonul, vânătorul în acest context, dar posibil unii aveți un semn de rac sau semnul racului vă e în context în această poziție, semnul taurului, mai mult sau mai puțin. Sau am zis, există posibilitatea de creștere superbă. Asta înseamnă Gaia, împărăteasă, creștere împreună, abundență maximă. Puteți să vă luați cele două forțe să le echilibrați, dar numai dacă vă îmbrățișați emoțiile și dacă discutați sincer, nu fără măști, fără măști, ieșiți în acest 8 de manuscrise, 8 de spade, luați decizia, care oți fi voi, luați decizia a doi de manuscrise, eventual să rupeți două contracte, iar cal, iar inoroc, cum a fost mai devreme, nu? Și să ieșiți din această cușcă, 10, 10 de spate, 10 de manuscrise, tigru, iar animal de pradă, cred că e vorba despre acest animal de pradă, este de -aia, vorba de acest personaj, nu are treabă cu oul cosmic. Oul este reprezentat de împărăteasă, da? Pentru că este semn feminin. Dar, ca să mergeți mai departe, împreună, cine este aici, trebuie să renunțe la. și cred că e și semn de foc, și uh, sem de apă, și, în fine, trebuie să renunțe, să nu mai ne fixăm pe semne, să renunțe la un blocaj emoțional, mental, niște restricții. Iar, interesant, cu două animale de pradă. Stau în medii care nu le reprezintă. În medii care nu le reprezintă. Măi, cine este aici trebuie să fie conducător, dar într-un sens bun al cuvântului. Și, în primul rând, să-și conducă viața, neapărat conducător de mase când tu nu ești în stare să-ți conduci viața ta. Că sunt mulți, să nu uităm, că să mulți, așa zici, lideri sau director sau manager sau ce ar putea să fie, care acasă sau în familie sau cu părinții sau cu frații sau cu cine ar mai fi ei, sunt foarte docili. Este imaginea publică pe care o arată în fața unor așa altora. Oricum, personajul acesta trebuie să lucreze foarte mult cu el însuși. Casă, da? Crocodilul. Cofis, brac, semnul oracului, mai mult sau mai puțin, dar trecem peste semne, ca să puteți avea creștere. Foarte frumoase cărțile, dar depinde de voi cum le manifestați, cum le lucrați. Cam acesta ar fi mesajul pentru voi, o situație de Valentine's. N-am altfel cum să-i spun acestui, aceste înregistrări. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, vă pup, numai bine!